E ajunul Crăciunului, iar eu m-am trezit foarte de dimineață și am venit la mall Băneasa ca să mai caut ceva cadouri și, mă rog, în special pentru mine, pentru că știți că Bogdan mi-a cumpărat masa aceea de că mi-a dat bănuții, de fapt, pentru masa de machiaj, așadar nu cred că voi mai primi, de fapt, cu siguranță nu voi mai primi nimic din partea lui. Mall-ul este gol. Am ajuns pe la 9:30 și a trebuit să stau în magazin la Bogdan pentru că nu mă lăsa să intru în mall. Dar, Doamne, deci o să întorc imediat camera și o să vă arăt. Este atât de gol și orașul este atât de gol. Nu-mi vine să cred că n-a fost deloc, deloc aglomerație. Doamne, și nu e nimeni prin mall. Deci stați așa să întorc camera neapărat să surprind momentul ăsta. Nu-i niciun om, numai angajații care se pregătesc să deschidă magazinele. Și ia uitați aici, ce magazin e ăsta, nu știu, dar au reduceri de Crăciun până la 50%. O să începem să ne plimbăm pe aici, să vedem exact, poate găsim ceva. Trebuie să-i cumpăr cadou și lui Bogdan, dar chiar vorbeam cu mami și mami îmi spunea, haideți să o iau pe partea cealaltă, uitați cât de gol e peste tot. Mami îmi spunea ieri, vezi că eu ți-am trimis bani să-ți cumperi ceva frumos, că eu n-am avut ce să-ți cumpăr frumos de aici, că am fost în carantină închisă și n-am avut de unde și n-am avut timp să-ți trimit pachet. Așadar va trebui să-ți cumperi ceva frumos din banii pe care ți-i-am trimis, că mi-a trimis niște bănuți. Și îi mulțumesc foarte mult pentru asta. O să intru la Zara, la Berșca și o să mai văd pe unde, să văd dacă îmi găsesc ceva și să vă arăt și outfit-ul de astăzi, că mi-am luat fusta aia pe mine, m-am îmbrăcat așa super festiv. Doamne! Fericită că mi-am terminat toată treaba ieri. Bine, mai am să fierb sarbanele astea și să fac friptura, dar v-am spus eu că treaba asta o să o facă aragazul pentru mine. Așadar, haideți să începem! A, vreau să intru și pe la Cărturești neapărat. Ideea e că mă mai plimb pe aici pentru că încă sunt închise magazinele, chiar dacă e aproape fără 5. Dar, da, mă bucur de această jumătate de oră, oră cât o fi, timp în care nu e nimeni prin mall. Ochiul de la H&M, de mult tot văd pe tot internetul plovere cu chestiile astea așa în partea din față și e scurt, așa nu prea se vede în filmare, arată foarte drăguț și e doar 50 de lei e la reducere. E moale, drăguț, dar nu prea îmi place culoarea, adică cumva îmi place, dar preferam să fie alb. Da, gata, e full în mall, dar am mai spus eu și ieri, mă întristează deloc lucrul acesta. Așadar, o să plec. Am intrat pe la Zara, am căutat plovorul acela mov, nu știu dacă v-am spus de el, l-am văzut acum cu foarte multă vreme. Era un plover din acela super gros și cu nasturi din acea bijuterie, era super, dar mi s-a părut foarte scump la momentul respectiv. 180 de lei pentru un plover, mi s-a părut foarte mult și având în vedere că e vorba de Zara. Dar acum dacă mami mă obligă să-mi iau ceva frumos, m-am dus neapărat să-l caut pentru că ăla mi-a făcut cu ochiul cel mai mult și mi-a rămas în cap. Am văzut și altele foarte, foarte frumoase, dar cumva sufletul meu e la ăla. Și o să plec prin Mega Mall acum să văd dacă îl găsesc. Și să vedem ce mai găsim și pe acolo, că au Pepco, au mai multe. Acum intru la Cărturești. Ajuns în Mega Mall și sunt reduceri peste tot la toate magazinele. Sunt foarte curioasă dacă o să găsesc ceva. Sigur o să găsesc ceva, o să plec de aici fericită că am cadouri. tare! Doamne, mi se pare superbă! Și așa mare, să-ți încapă absolut tot ce ai nevoie în ea. Superbă, matlasată! Mi-am dat seama că ploverul ăla nu l-am văzut la Zara, l-am văzut la H&M, așa că mă duc acum să văd, poate am noroc și îl mai găsesc. Am H&M aici în față. Au și promoții. În Băneasa găsisem o pereche de cercei foarte mișto pentru Crăciun și erau și la reducere, 6 lei, dar de ce credeți că nu i-am luat? Mi-era rușine să mă duc doar cu ei la casă, pentru că nu am făcuse cu ochiul absolut nimic în rest. Am ajuns acasă, e ajunul Crăciunului, e ora 2 și ceva, eu sunt... Ah, Doamne, atât de... A, da, stați așa că mi-am dat seama că n-am deschis lumina și mă gândesc că poate dacă aprind becul e mai multă lumină acolo la voi, stați așa. A, e puțin mai bine acum, cred, sper că mă vedeți acolo. Mi-am prins așa părul, e ajunul Crăciunului, din păcate eu nu sunt îmbrăcată în Crăciun, dar o voi face imediat după ce mai termin, ce mai am de făcut. Am ajuns acasă, am mâncat un bol de ciorbă de burtă, și am pus friptura la foc, am pus și sarmalele la fiert și mi-am luat așa repede doar să mă... Primul lucru pe care îl fac când intru în casă este să mă schimb de hainele cu care am mers pe afară și primul lucru, mă rog, a fost să-mi iau hainele pe care le-am avut ieri pe mine. Așadar, imediat după ce termin cu voi pe aici și mă mai duc pe la bucătărie să mai strâng pe acolo, am de strâns... vasele care sunt spălate, dar stau pe chiuvetă, nu vreau să fie absolut nimic acolo și mai am vreo 2-3 în chiuvetă care trebuie spălate, iar bucătăria a rămas cea pe care nu am curățat-o, adică nu am dat cu mătura și nu am dat cu mopul, am acolo toate ustensilele necesare și asta voi face imediat după. Iar după asta începem frumos să ne pregătim și noi pentru seara de ajun, adică mă duc să mă vopsesc, mi-am luat în sfârșit vopsea de păr, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar v-am zis eu într-un vlog măstrecut, sper să nu-i să-mi iau vopsea, ei bine, am uitat, abia astăzi am luat, dar bine că ne-am uitat și astăzi și vreau să-mi pun vopseaua în cap, să stau cu ea, să-mi pun o mască, să-mi fac unghiile, să-mi fac baie și așa va decurge seara mea, bine seara, că v-am zis, e vreo 3 ceasul, cred, și între timp să-mi șterg și eu rujul ăsta care s-a făcut varză oricum de la mască, că toată ziua am purtat mască, mergând prin mall și mergând pe afară, oricum, peste tot, pe unde mergi trebuie să porți mască. Așa îmi voi petrece eu ziua de acum încolo, o să termin la un moment dat, vă dați seama, și o să vreau să mă uit la un film sau ceva, dar cred că îl voi aștepta pe Bogdan, că el termină mai devreme astăzi, în jur de 7, așadar, mă rog, pe la 8 o să fie acasă, că face cam o oră de acolo până aici. Dar nu mă plâng, că am ce să fac până diseară, nu sunt presată de timp, nu sunt presată de absolut nimic și asta mă bucură extraordinar de tare. Și dacă tot am ajuns acasă, am zis să vă arăt ce am cumpărat, cu ce m-am întors. Și voi începe cu DM-ul. Am trecut pe la DM, că trebuia să-mi iau vopsea de păr și bineînțeles, când intri în DM n-ai cum să nu-ți iei, și altceva, să-ți cumperi doar vopsea de păr. Mi-am luat vopsea de păr de la Palet, cu ulei natural, cu nu știu ce, negru, normal, nimic ieșit din comun. Și bine că am intrat la DM pentru că mi-am adus aminte că nu mai am nici măcar un strop de șampon, așadar l-am luat pe ăsta de la Gliss, l-am recumpărat pentru că am avut impresia că merge foarte bine cu el. Este un șampon cu ulei nutritiv, cu cheratină și cu Precious Beauty Oils. Îmi place mult, ăsta e și ieftinuț, mă rog, ieftinuț vreo 15 lei cât poate să fie un șampon. Și mai departe am mai luat gelul ăsta de duș de la Palmolive. Doamne, nu știu cum am obținut să nu-mi iau gelurile mele de duș de la Balea, dar am zis neapărat trebuie să le iau pe ăsta de la Palmolive, e cu vanilie. Miros foarte bine, dar ce este cel mai important este că se menține mirosul foarte bine până chiar a doua zi. Seara, dacă cumva îți faci duș în seara asta, mâine dimineață nu te mai speli și stai până seara, chiar îți miroase pielea într-un fel anume, deci nu știu cum să vă explic. Și am zis eu că m-am abținut, nu m-am abținut chiar până la capăt. Am luat ăsta de la Balea cu cocos and lotus blüte, cocos și floare de lotus probabil, și ăsta miroase foarte mult, este foarte bine, este un săpun cremă cu cocos cu lotus și am trecut peste Protexul pe care îl cumpăr în mod normal și l-am cumpărat pe ăsta ca să îl pun în recipientul acela pentru să pun cu carte speli pe mâini la baie. Ați înțeles voi ce am vrut să spun și asta a fost tot ce am luat de la de la DM n-am vrut să intru în măști și în alea pentru că am destule și chiar nu avea rost să-mi cumpăr. Mara ce am luat cadou pentru Bogdan. Mai întâi am găsit la H&M o geacă foarte frumoasă, care mi s-a părut extraordinar de interesantă și nu m-am putut abține și am cumpărat-o. Nu știu cât de groasă e, nu știu cât o va purta el în perioada aceasta, pentru că el e cam friguros și în momentul de față are o blană de la Zara pe care și-a luat-o anul trecut, deci blană cu glugă lungă, îi acoperă absolut tot. Și mai are și o geacă pe care am luat-o eu anul trecut sau acum 2 ani de Crăciun, nu, acum 2 ani de Crăciun, foarte groasă, la fel, o combinație cumva de piele cu un material textil, dar m-am gândit să o iau. Dar m-am gândit să o iau și pe asta și am găsit-o redusă la H&M, nu mi-a venit să cred, a fost 79 de lei, iar ea la începuturile ei a fost 280 de lei, 279, deci o reducere foarte mare, având în vedere că suntem în timp de iarnă și n-au început încă reducerile, nu suntem încă în ianuarie. Da, este o reducere destul de mare, dar mi-a plăcut extraordinar de mult asta, numai zicem că se asortează cu ursoaca mea de la Pulembir, am luat-o, sau de la Stradivarius, niciodată nu pot să fac diferența între magazinele astea două. Da, și m-am gândit că dacă ne o să ne îmbrăcăm amândoi, el cu asta, eu cu aia, o să ne potrivim foarte bine și o să își dea seama lumea că suntem un cuplu, nu că nu și-ar da seama. Da, mi-a plăcut foarte mult asta și i-am luat-o, sper să-i placă și lui foarte mult și sper să-i vină, dar mă rog, asta nu este cea mai mare problemă pentru că poate să meargă să o schimbe și imediat după ce termin de vorbi cu voi o să împachetez și eu astea foarte frumos, le așez sub răduț și da... Așa, mai departe, i-am mai luat ceva, nu puteam să iau doar geaca, vă dați seama, i-am mai luat ceva de încălțat, de la magazinul Office și o să am foarte mare grijă să păstrez aici bonulețul pentru că nu știu dacă îi vin, el poartă de regulă măsura 42, dar era o femeie în magazin care venise înapoi cu o pereche asemănătoare de Adidas și spunea că i-a luat 42 soțului ei pentru că ea știe că asta este măsura pe care o poartă el în mod normal, dar s-a întors pentru că nu-i vin, sunt foarte mici și ar vrea un 43 și oricum se chinuia pe acolo să-i schimbe pentru că domnii de acolo de la Office nu aveau pe stoc, nu exista nicăieri mărimea pe stoc și așa mai departe. Și cu ocazia asta am zis să iau și eu un 43, sper să-i vină, dacă nu, merge înapoi, își cumpără orice vrea el altceva și sper să fie totul bine. Cam așa arată cutia, sunt Adidas de la Calvin Klein. El îmi face mie niște cadouri foarte frumoase, nu mai spunem de monsta de machiaj, că asta nu a venit din partea lui. Cumva a fost ideea mea și el a fost drăguț să-mi deconteze, ca să zic așa. Dar de regulă îmi face niște cadouri super frumoase, de foarte bună calitate, chiar e foarte atent din punctul ăsta de vedere. Anul trecut de Crăciun mi-a luat, dacă vă aduceți voi aminte, geanta aceea roșie de la Valentino, pe care o ador în continuare și pe care am purtat-o în nebunie, portofelul tot de la Valentino, tot roșu de lac, după mi-a luat cutia aceea de ziua mea cu flamingo, iar înăuntru erau lănțișoarele acelea de la Swarovski, care n-au fost n-au fost foarte ieftine, la fel nici geanta, bineînțeles, vă dați seama că n-a fost ieftină. Lănțișoarele acelea cu pian sunt două la set, unul este cu pian, de fapt nu știu dacă sunt la set, cred că poți să le cumperi și separat, este unul cu pian și unul un pic mai lung cu o notă muzicală, așa arată foarte, foarte bine și astea sunt două dintre cadourile de care mi-aduc eu aminte în momentul de față, dar mă rog, mi-a mai luat tot felul de cadouri. V-am spus, v-am arătat eu într-un clip pe la începutul vlogmasului că a venit acasă cu cartea aceea, a fost foarte atent atunci când am spus eu că îmi doresc foarte mult cartea aceea, acolo unde cântă Raci, mi-a cumpărat-o, o blană, blănița aceea neagră de la Zara cu glugă, fix același model ca a lui, doar că a mea este scurtă, da, foarte frumoasă și aceea și, mă rog, îmi face cadouri foarte frumoase și atunci a trebuit să iau și eu ceva pe măsură. Deci, i-am luat Adidas ăștia de la Calvin Klein, stați așa să vi arăt, sunt foarte frumoși, i-am găsit la reducere, așa arată, Nu știu dacă vă dați voi seama prea multe lucruri, dar cred că vă dați seama. Aici are imprimat așa dintr-un material textil Calvin Klein, logo-ul de la Calvin Klein, au tot felul de piele pe aici. Sunt niște Adidas simpli care merg la orice, de super bună calitate, de brand și sper să se bucure de ei și sper să îi placă. Chiar nu știu dacă o să-i placă. Eu am vrut să iau o pereche de la Karl Lagerfeld, dar din păcate depășeau cu mult, da, mult bugetul și erau și reduși. Undeva la 800 și ceva de lei erau. Mi-a părut foarte rău că n-am putut să iau, dar chiar depășeau cu mult bugetul. Bun, iar acum am ajuns și la cadouașul meu de Crăciun pe care îl voi împacheta foarte frumos. Credeți-mă pe cuvânt și îl voi pune sub brad. Chiar dacă știu ce mi-am luat, nu le-am probat, vreau să le probez acum cu voi. Să vedem exact care-i treaba. Am intrat la H&M, v-am spus în magazin că pentru că voiam să-mi caut ploverul acela mov și am dat acolo peste niște reduceri foarte multe și foarte frumoase și foarte bune. Așadar, mi-am luat 3 bluzițe la număr pentru că au fost superbe și n-am putut să renunț la niciuna dintre ele, dar o să vedeți că au fost foarte ieftine. Cam așa arată prima, dați așa ca să vă arăt cu fața. Doamne, cu drapajele astea așa și culoarea e una extraordinară, mâneca, materialul e superbă și merge foarte bine pe timp de iarnă. Nu știu, nu-mi pot imagina cum și măsura S, H&M-ul a fost în stare să bage asta la reducere, bluza asta, și am luat-o cu 25 de lei. Pe bune, 25 de lei bluza asta. Imediat o probăm și vedem cum stă pe mine. Mai departe, am luat aceeași bluză, dar pe altă mărime, da, pe altă culoare, pentru că mi s-a părut superbă și asta, deci n-am putut pur și simplu să mă decid la una dintre ele două și am zis, dacă toți sunt atât de ieftine la reducere, n-are rost să stau pe acolo, să-mi pară rău după aia că n-am luat-o pe aia și am luat-o pe aia, chiar nu mă puteam hotărâ, așadar le-am luat pe amândouă și asta a fost tot 25 de lei, deci 50 de lei pentru două bluze de genul acesta mi se pare extraordinar. Nu mai punem că pot fi purtate atât iarna, toamna, primăvara. Vara mai puțin, vă dați seama că sunt dintr-o catifea așa, dar cu siguranță poți să le porți mult timp de acum încolo și sunt și așa basic, niște culori care pe care le poți accesoriza foarte ușor cu mai multe ținute. Și am mai găsit-o și pe asta, care este o bluză neagră simplă, dar este cu umerii ăștia bufanți și mi s-a părut pur și simplu superbă, iar materialul este așa în rânduri cumva, dintr-o catifea, la spate vine așa decoltată, foarte frumoasă bluza asta, chiar m-a impresionat și asta a fost 20 de lei. 21 de lei. 21 de lei bluza asta, nu mi-a venit să cred. Asta, cu siguranță, de fapt, nu știu care dintre ele, dar una dintre ele va fi câștigătoarea pentru seara de Revelion, în care vom sta pe canapea și ne vom uita la Dan Negru. Da, asta este. Haideți să le probăm repede împreună, să vă arăt și vouă cum stau. Și după aia să mă pun și eu să împachetez pe aici, să duc toate lucrurile și să-mi pun vopseaua în cap. Asta este cel mai important. Cam așa arată prima bluză. Doamne, e superbă! Uitați cât de frumos vine! Deci chiar e frumoasă, frumoasă. Uitați umerii. Singura problemă e că e un pic cam transparentă în partea din față și atunci trebuie să purtați neapărat, încă o găsiți, neapărat sutien, dar pe mine una nu mă deranjează chestia asta, mai ales că îmi face și mie un bus mai generos așa. Deci cam așa arată asta roz. Eu mă așteptam să fie un pic mai scurtă, dar este destul de lunguță și nu mă deranjează deloc, chiar mă bucură chestia asta. Foarte frumoasă, mi se pare foarte elegantă, feminină, așa, merge cu fuste din acelea ample și cu fuste scurte sau chiar cu fusta aceea de lac pe care am purtat-o eu astăzi, pentru că la fel este genul de bluză care estompează cumva efectul acela de... știți voi, nu vreau să-i zic în niciun fel. Știți voi ce vreau să spun? Cam așa arată. Și acum haideți să o luăm și pe cealaltă, culoarea cealaltă, să vedem cum vine și aia. Așa arată și cea de-a doua. Nu înțeleg cum asta este. E, fix așa mă așteptam să fie și cealaltă de scurtă. Și nu pot să-mi imaginez cum... că sunt fix același model, dar una peste alta, vedeți cât de scurtă este asta, dar nu mă deranjează, v-am spus, chiar nu mă deranjează nici asta. Foarte frumoasă, deci uitați ce culoare superbă are și ce frumos așează aici în partea sânilor, deci chiar mi se pare că este cumva fix doza de sexiness de care ai nevoie într-o, la o bluză, cel puțin pentru mine, nu știu, pentru stilul meu, foarte, foarte frumos. Stați așa să nu-mi vedeți chiar toate șuncile, cam așa arată și pe partea din spate, din păcate se vede puțin sutienul. Dar da, cam așa arată, uitați ce bine vine lângă brad, deci chiar mi se pare că e, fiind așa o culoare sidefată, se potrivește extraordinar de bine pentru perioada asta și nu numai. Foarte frumos! Haideți că am terminat de filmat clipul pe care voi l-ați văzut aseară, în ajunul Crăciunului. Eu acum filmez în ajunul Crăciunului, dar voi o să o vedeți în ziua de Crăciun. Am terminat clipul de filmat, v-am colindat, după cum ați văzut. Sper din tot sufletul să vă fi plăcut și sper din tot sufletul să primesc comentarii cât mai frumoase și cât mai pozitive din partea voastră. Iar acum, trecând peste toate astea, că m-au năpădit și gândurile și lacrimile și absolut tot ce putea să mă năpădească și nu era voie să mă năpădească, că era mai mult vorba despre voi în clip, nu despre mine, dar asta este, emoțiile din punctul meu de vedere, cel puțin eu nu mi le pot stăpâni niciodată, fie că e vorba de, nu știu, fie că e vorba de absolut orice, pur și simplu nu stați așa că dau pe mine și nu-mi găsesc nici cuvintele și nu mi le pot suprima, ca să spun așa. Mă rog, trecând peste asta, că nu mai vreau să-mi aduc aminte și să mă mai gândesc la asta, în momentul de față îmi fac vopseaua asta, mi-o prepar, o amestec foarte frumos și deja m-am murdărit, adică deja am dat pe lângă, ca să știți. Deci vă dați seama cum voi fi în ziua de Crăciun cu negru până la jumatea frunții, pentru că așa cam pățesc de fiecare dată. Îmi pun vopseaua în cap, iar după mă duc să editez clipul. După asta, mă rog, urmează baia și așa mai departe. Trebuie neapărat să împachetez și cadourile, că îndată se apropie ora și vine Bogdan și nu vreau să le găsească pe aici, vreau să fie totul împachetat, gata, când ajunge el. Și cam astea sunt planurile pentru seara asta. Nu știu ce vom face când va ajunge el acasă. Probabil că ne vom uita la un film. Nu avem ce să facem mai special. Cei drept aseară ne-a jucat, să știți. Doamne ferește, deci toată viața mea am urât jocurile. Dar când eram eu mică, mi-am adus aminte că atunci când eram mică mă jucam cu vecina mea Diana, nu cred că se mai uită la mine Diana, un joc pe calculator, pe ditai calculatorul ce aveam eu atunci, eram foarte mândră de el, că n-avea foarte multă lume în sat, un joc care se numește Chicken Invaders. Nu știu dacă voi l-ați jucat sau dacă ați auzit de el, dar este un joc atât de frumos și nu știu cum am făcut, mi-am adus eu aminte într-o zi de el și mi l-am descărcat. Îl găsiți în App Store sau Magazin Play sau depinde ce telefon folosiți și am început să mă joc și el tot mă vedea că mă joc, aseară și l-a downloadat și el și vreau să vă spun că am omorât găini, pentru că asta trebuie să faci în jocul ăsta, am omorât găini toată seara. După am început să ne jucăm amândoi Triviador. Triviador, la fel, ne jucam noi acum vreo 2 ani, nu știu, am avut o perioadă în care ne jucam non-stop, stăteam noaptea 3 și ne jucam, ne plăcea atât de mult, este un joc cu cultură generală, îți pune tot felul de întrebări și tu trebuie să cumva te bați cu alții ca să câștigi cât mai multe regiuni și din țara noastră, pentru că o să vedeți acolo că e reprezentat așa printr-o hartă foarte drăguță și e foarte, foarte mișto jocul. Iar aseară, după ce am terminat de omorât găini, am stat și ne-am jucat jocul ăla. Asta voiam să vă spun ca și o paranteză. Și se prea poate ca în seara asta să facem fix același lucru, dar cu siguranță ne vom uita și la un film. Asta e clar, pentru că na, trebuie să ne uităm și oricum o să stăm până mai târziu. Da, uitați-mă, sunt această zoxie drăguță, vrăjitoare. Cu siguranță vom sta până mai târziu, că mâine suntem liberi, mâine e ziua de Crăciun, putem să dormim cât vrem noi, chiar dacă bineînțeles că eu mă voi trezi și el se va trezi, pentru că e obișnuit să se trezească, să plece la serviciu și atunci îi sună ceasul biologic. Bun, cam asta voiam eu să vă spun, să vă pun așa la curent. Îmi pun acum vopseaua în cap, v-am spus, mă duc să editez, să termin de editat, să împachetez cadourile, să mai fac ce mai am de făcut. Mâncarea s-a terminat, miroase extraordinar. și friptura și sarmalele s-au fiert foarte bine, abia aștept să mănâncă, deja ușor, ușor mă apucă foamea, pentru că am mâncat doar ciorba aia când am ajuns acasă și chiar nu mi-a ținut de foame, vă dați seama, prea mult, deja s-a făcut seara, e vreo 6 ceasul și... Dar cred că îl voi aștepta pe Bogdan acasă ca să mâncăm împreună, nu o să mâncăm, nu o să mănânc singură, că nici nu mi-e foarte foame. Așadar, Doamne ferește, dar eu chiar nu mai scap de așadarul ăsta, îmi pun vopseaua asta în cap, sper din tot sufletul să nu mă... mâzgălesc prea tare și speranța mea cea mai mare este să nu rămân fără energie și să fiu în stare să mi-l lusuc cu peria, pentru că altfel tot Crăciunul ăsta voi sta vai de capul meu cu părul măciucă în cap și cam asta voiam eu să vă spun deocamdată. Ne vedem mai târziu, dacă nu ne mai vedem până ajunge el, o să filmez cu siguranță la desfacerea cadourilor, să vedem dacă îi vine ce i-am luat, dacă îi place, dacă se bucură și așa mai departe. Deci acum stau aici în bucătărie și editez clipul pe care v-am spus mai devreme că voi l-ați văzut deja și cum am plâns în clip, m-a apucat iarăși plânsul acum când l-am editat. Doamne ferește, Doamne, Doamne, Doamne! Uitați-l acolo pe moșul cum a venit el împachetat, foarte frumos, foarte drăguț. Și pe mine aici, cu pijama mea cu vulpițe, am fost foarte atentă să o spăl și am luat-o direct de pe stander ca să fie proaspătă, extraordinar de comodă pentru seara de ajun. Pentru că seara de ajun stăm în pijamale, evident, pentru că o să ne punem să dormim, nu e că facem noapte albă. Mâine, în schimb, voi avea și eu o ținută așa un pic mai festivă, chiar dacă o să stăm în casă și nu o să facem absolut nimic. Așa mi-arată părul, m-am vopsit, nu e nicio culoare, doar negru, non-culoare de fapt. Și acum ar fi trebuit să mă usuc pe păr, dar evident că nu am chef să fac asta, nu am chef să fac asta în momentul acesta, dar cu siguranță o voi face în seara aceasta. Dacă nu, mă rog, o să-l las să usuce și mâine o să bag placa în el ca să fiu și eu această festivă, o să mă machiez și eu foarte puțin, să fiu așa drăguță. În momentul de față îl aștept pe Bogdan, sunt moartă, dar moartă de foame, aștept să vină, să pun masa, să mâncăm împreună, să deschidem cadourile lui și... Pur și simplu stau, am aici laptopul lângă mine, mă uitam la Andreea Balaban, că tocmai ce a postat și ea. Și, mă rog, e un clip cu vorbeală foarte multă, probabil că îl voi urmări, dar nu știu dacă neapărat acum. Pentru că fix acum, în timp ce mă uit eu la Andreea Balaban, aștept să se uploadeze și videoul meu. E la 57%, mai are 12 minute, sper din tot sufletul să vă fi bucurat de el, vă mai spun o dată asta, v-am mai spus. M-am dat și eu cu cremă hidratantă, n-am reușit să mai pun mască pe față, dar nu e nicio problemă că e și mâine o zi. Și în rest stau așa cu gândurile mele, încerc să ușor, ușor deja să îmi fac planuri pentru anul viitor, să mă gândesc ce fac cu viața mea mai departe și încotro apucăm, având în vedere schimbările din ultimul timp, canalul de YouTube, magazinul de haine și alte idei și nebunii pe care le mai am eu în cap. Și cam asta fac în momentul acesta. O să mai filmez oricum în seara asta, voiam doar să vă pun așa la curent despre tot ce am făcut până acum.